Bună ziua, drăguții mei, și bine v-am regăsit! Sunt Anca de la Ancuța Tarot și vom face o etalare minunată, fantastică și frumoasă, ca de fiecare dată, dragii mei, în care vreau să văd încotro merge relația cu această persoană, care este situația în viitorul îndepărtat, în viitorul apropiat și ce va urma în viața dumneavoastră împreună cu el sau ea. Ca de obicei, am să spun, este o etalare generală. Vom vedea aici mesaje, vom vedea gânduri, vom vedea energii. Sper să rezonați cât mai mulți, dragii mei. Poate nu va rezona toată lumea, dar nu este niciun fel de problemă. Măcar un mesaj și un gând bun veți găsi și pentru dumneavoastră. Așa că vom începe cu oracolul. Astăzi vom întreba oracolul care sunt energiile, dragii mei. După care vom întreba și tarotul care este situația cu el sau cu ea. Mulțumesc frumos celor care v-ați abonat, mulțumesc frumos celor care ați sunat pentru ateliere private, mulțumesc frumos, dragii mei, și mă bucur că v-am adus o rezolvare și o rază de lumină. Cei care doresc oricând detalii mă pot găsi la numărul de telefon de aici, de pe măsuță, la fel îl aveți în descrierea acestui video, telefonul și e-mailul lor când aveți nevoie, strict pentru situația dumneavoastră. Dragii mei, mulțumesc frumos pentru gânduri, pentru tot ceea ce scrieți în ideile dumneavoastră, în comentarii. Mulțumesc frumos pentru încurajări, pentru aprecieri. Vă iubesc mult de tot și îmi cer iertare că nu pot să răspund la fiecare în parte. Drăguții mei, haideți să vedem care sunt energiile pentru astăzi, care este sfatul acestor cărți pentru dumneavoastră. Dragii mei, dragi, am început aici cu zeița Kali, care este în tradiția hinduistă cea care aduce viața de după moarte, cea care aduce, de fapt, mai bine spus, viața dintre morți. Este ideea renașterii, ideea resuscitării, ideea unei iubiri, a unei relații, a unei părți din viața noastră care avea nevoie, dragii mei, să moară pentru a putea să renască de la zero. Este acea carte a păsării Phoenix, este acea energie în care se arată că ceva aici trebuia închis, lăsat în urmă și îngropat, ca dumneavoastră să puteți să mergeți mai departe cu o energie mult mai bună. Aveți grijă la numărul 13 și cred aici că pentru foarte mulți, dragii mei, mesajul este clar. De acolo de unde ați crezut că nu se mai naște nimic, că nu mai vine nimic, că e totul mor și îngropat, va renaște ceva foarte frumos. Este vorba de o nouă etapă, este vorba de sentimentele dumneavoastră, este vorba de ceva ce foarte curând va prinde din nou formă. Este clar că aduceți la viață niște sentimente. Sper din toată inima să vă fi vindecat de lucrurile trecute, pentru că, dragii mei, începând ceva de la zero, este bine să o luați cu lucruri noi de la capăt. Niciun caz să nu mai aduceți în viața dumneavoastră ceva ce în trecut n-a funcționat, a fost dual sau a fost ceva care v-a rănit foarte tare. Deci este o energie foarte frumoasă și o energie a vindecării. Drăguții mei, mergem la următoarea carte cu numărul 28 și văd aici că dumneavoastră ați suferit foarte tare prezența cuiva care efectiv a mâncat energia mult timp din viață. Poate că la unii vorbim de luni de zile, la alții vorbim de ani de zile, la unii vorbim de o viață întreagă pentru că ați suportat aici o relație care nu v-a făcut bine de niciun fel. Poate că a fost din prea multă dragoste pentru această persoană, la alții a fost din responsabilitate, poate aveați copii, depindeați financiar sau din milă, dragii mei, pentru o mică parte, probabil cei care a stat aici cu persoana care la un moment dat, după tot răul făcut, n-ați avut puterea să plecați sau să-i lăsați sau să-i aruncați așa cum au făcut ei cu dumneavoastră înainte. Eu simt aici această moarte, să spunem, în care ați trăit, dragii mei, pentru că astăzi întâmplător chiar se leagă totul despre moarte, dar se leagă în sensul pozitiv, pentru că evident nu vorbim de moartea fizică, ci vorbim, dragii mei, de niște renașteri, de niște lucruri pe care noastră trebuie să le reparați. Aici ați fost invadați în propria intimitate, v-au legat aici niște legături care nu au fost ok, ați fost dominați, ați fost manipulați și această energie trebuie să se termine. Dacă ați stat lângă aceste persoane care au fost mai mult rele decât bune, mai mult toxice decât binecuvântate, e clar că trebuie să luați o mare pauză, să plecați de acolo, iar dacă ați scăpat de ei, dragii mei, să vă bucurați că Dumnezeu vă iubește și v-a scos la timp dintr-o nenorocire mult mai mare. Am mai zis și în alte videouri și o să mai repet o dată, de multe ori se termină relații, ne sunt scoși oameni din viață, se întrerup lucruri, nu se mai întâmplă, adică niște lucruri în viața noastră, nu se merge mai departe cu cineva și credeți-mă că este tot rău spre bine. Pentru că Dumnezeu te păzește de lucruri viitoare care puteau să fie mult mai rele, mai oribile și mai, să spunem, cu un sfârșit foarte trist pentru tine, da? Deci dacă cineva ți-a fost luat de lângă, este cu un scop și credeți-mă, măreția lui Dumnezeu și vindecarea și tot ceea ce El ne protejează în ceea ce, să spunem, trimite aceste energii către noi, este foarte mare, da? Nu uitați că toți suntem copiii aceluiași Dumnezeu. Drăguții mei, mergem la ultima energie, nu cea din urmă, numărul 42, în care văd aici că dumneavoastră sunteți clar încă în, să spunem, subjugați
vrăjiți, încă sunteți undeva acolo, dependenți, haideți să spunem, cred că o codependență, dar o codependență destul de tristă cu cineva din trecutul noastră, cu lucruri, cu idei, cu ceva vechi, cu ceva care a murit, dar dumneavoastră parcă nu vreți să-i dați drumul să plece, da? Avem aici numărul 42, dar trecând peste asta, eu văd aici acea energie în care dumneavoastră trebuie să vă recunoașteți ceea ce nu vă mai servește din trecut, ceea ce nu vă mai face fericiți, ceea ce, chiar dacă vă aduceți aminte sau vă cheamă acolo, nu mai este locul dumneavoastră, căminul dumneavoastră, casa dumneavoastră, da? Eu cred aici că sunt acele amintiri care ne leagă foarte tare, dependențele acelea emoționale pe care le avem ca și cu părinții când suntem foarte micuți, după care le avem cu anumite persoane, repetăm traume, paternuri și aici este ceva ce trebuie să rupeți, pentru că eu cred că aceste fantome din trecut, aceste iluzii pe care dumneavoastră poate le mai trăiți sau aceste amintiri care vă țin pe loc nu fac nimic bun. Dimpotrivă, vă frânează în evoluția dumneavoastră și tot ceea ce înseamnă viitor. Viitorul fericit pe care l-aveți înainte. Deci lăsați totul în urmă. Eu cred că toate trei mesajele azi, în mod deosebit, s-au legat de ceva ce trebuie lăsat în urmă, de o toxicitate prin care ați trecut, de o perioadă foarte tristă, dragii mei, de nenorociri foarte mari, de persoane care nu v-au făcut niciun bine și toate trebuiesc eliminate ca dumneavoastră să renașteți într-adevăr de la zero, da, vorbind spiritual, evident. Bun. Acestea au fost cărțile care ne-au fost arătate, dragii mei, la oracol și da, sunt niște mesaje extraordinare. Eu cred că fiecare luați din ele ceea ce știți că vi se potrivește, pentru că cu siguranță în această viață avem nevoie și de sfaturi și Dumnezeu lucrează prin oameni, nu uitați, dragii mei, fiecare de undeva aflăm lucruri care să ne ajute mai departe să mergem cu bine înainte. Și nu este nimic rău în a recunoaște că ceva s-a întâmplat greșit sau ceva nu a fost bine făcut și atâta timp cât avem acest dar care se numește viață, dragii mei, totul poate fi rezolvat, da? Așa că înarmați-vă cu răbdare, vedeți care este problema în viețile dumneavoastră și reparați-o ca să nu suferiți mai târziu consecințe și mai mari. Drăguții mei, am început etalarea. Ca semne avem balanță, avem vărsător, avem berbec, avem capricorn, dragii mei. Avem iarăși capricorn, avem vărsător, avem leu, avem fecioară, avem pești, avem scorpion, dragii mei, avem iarăși leu, avem iarăși pești, avem un tăuraș, avem un săgetător și din nou berbec. Bun, haideți să vedem, numai o secundă, am să sui un pic cărticelele ca dumneavoastră să le vedeți cât mai bine sau să le mișc cumva ca să intre și în area dumneavoastră de acțiune. Dragii mei dragi, haideți să vedem ce vor să ne spună astăzi. Am zis în mod deosebit că vom întreba care este situația cu această persoană, el sau ea la care tu te gândești, ce va fi în viitorul apropiat și ce trebuie să știi despre acest om, da? Dacă va mai fi ceva, nu va mai fi ceva și mesajele pe care tarotul vrea să ni le arăte. Drăguții mei, eu ce văd aici este că cineva suferă la propriu, este un om care plânge după tine, un om care în momentul ăsta este obsedat de niște lucruri, este un om care crede că a pierdut trenul vieții sale, un om care regretă din rănunchii lui că s-a mințit singur sau te-a păcălit sau a încercat să facă lucrurile greșit, într-o formă sau alta te-a manipulat și în final a rămas în urma ta. Poate că atunci când a plecat era fericit, era bucuros, te las, am găsit ceva mai bun, mai ales pentru cei care sunteți în trio, dar dragii mei, eu cred că acel găsit ceva mai bun sau întors în zona de confort au fost de fapt niște săbi deasupra capului, pentru că simt aici cu energia acestui om, că a fost foarte încăpățânat, foarte dur, n-a vrut să creadă atunci când îi spuneați lucruri, doar el ia decizii, doar el se arunca în cap, doar el știa ce făcea, tăia și spânzura și foarte multă personalitate aici, destul de, a spune eu, de independentă. O personalitate care însă, dragii mei, uneori în viața asta nu este bună pentru că nu spune nimeni să te adaptezi celor din jur, dar este important să ții cont de sfatul unei persoane care te iubește. Și persoana asta care a iubit-o, l-a iubit, sunteți dumneavoastră cei care mă ascultați acum, da? Simt aici că această persoană, din cauza încăpățânării, a atrocității cu care a acționat, a cruzimii cu care a plecat din viața ta, a durității cu care a făcut lucrurile pentru că a zis nu-mi pasă, nu e nicio problemă, nu-mi trebuie. Iată că, de fapt, aici văd că a avut foarte multă suferință. Este într-o perioadă totală de pauză, dragii mei, este cineva care și-a dat seama că fără tine îi lipsește întreg universul. Eu cred că această persoană, dragii mei, a fost poate încăpățânat chiar în privința relației cu tine, pentru că văd că ați trecut amândoi aici prin niște tristeți, că v-ați despărțit foarte de curând unii sau poate mai de mult alții. Eu cred aici că a fost o perioadă în care v-ați simțit mai mulți murți decât vii și această relație, dragii mei, încet încet s-a dus la zero spre nimic, da? Eu cred aici că această persoană și-a luat o pauză, tu la fel, parcă vreți să vă vindicați sufletul, unul la distanță de altul, nu sunteți extrem de aproape, iar dacă sunteți încă în aceeași casă sau în același context, văd aici sau poate la servici împreună, dragii mei, văd aici că parcă sunteți la mii de ani lumină, pentru că
Tu ai crezut că aceste persoane nu o să-i pese de tine, după despărțirea de tine nu o să mai conteze nimica, că te-a aruncat ca pe o cizmă care nu mai folosește și, dragii mei, cu toate astea, văd aici că această persoană nu doarme noaptea pentru că are încă foarte multe vise legate de viața lui, legate de tine, drumurile pe care vrea să le facă, lucrurile pe care trebuia să le schimbe în viața sa într-o formă sau alta, și această persoană încearcă să înțeleagă de ce încă simte ceea ce simte pentru tine, de ce încă se chinuie, de ce nu i-a trecut, de ce n-a putut să înceteze această relație, crezând că cu un simplu la revedere sau adio poate să te lase în urmă, da? Eu cred aici că se lucrează masiv la personalitatea acestei persoane, că acest om încearcă să-și repare foarte multe balamale psihologice, ca să spunem așa, dragii mei, și foarte mulți aici trăiți acea durere pentru că a fost un trio. E clar că omul acesta v-a lăsat pentru altcineva sau din cauza altcuiva care la acel moment credea el că este mai potrivit pentru existența în care stă astăzi. Este clar că avem de-a face cu o persoană care nu a fost o persoană rea, dar a fost o persoană și n-a fost nicio persoană la modul să nu fie generoasă, dragii mei. Eu cred că da, a fost o persoană foarte generoasă, o persoană care probabil a dat și el cât a putut sau a făcut cât a putut pentru tine, dar la un moment dat s-a încăpățânat să o ia pe altă stradă, într-o altă direcție, s-a certat la propriu cu tine, nu ți-a mai dat dreptate, nu suporta să nu-i se dea dreptate, probabil. Era un om destul de, trebuie să facem toți ca mine și dacă zic la stânga, se aruncă tot poporul. Eu cred că într-o formă sau alta această personalitate pe care a avut-o este ceea ce v-a ținut cumva separat. Sau la un moment dat tu te-ai săturat de atâta duritate, de atâtea lucruri să ți se spună în față, să ți se arunce cu cuvinte, și cred că aici cineva s-a centrat într-adevăr pe persoana sa. Mai simt aici că unii, dragii mei, poate au avut conflicte și poteme, nu știu, legale, poate sunt persoane care au probleme cu legea sau sunt cât pe ce să intre undeva la o pușcărie sau sunt acolo unde sunt ca într-o colivie în relațiile în care sunt, pentru că văd că n-au niciun fel de libertate de cuvânt să se miște sau să vorbească, dar lucru care tu ți l-ai dorit, pentru că văd aici că ați mai încercat să comunicați cu acest om, ați încercat să mai lucrați la această relație, să-i mai povestiți cât de mult îl iubiți și că l-așteptați sau hai să ne împăcăm, și această persoană cu lașitate ori tace, ori nu face nimic, ori stă la distanță. E clar că va veni momentul potrivit, pentru că îl văd aici, dragii mei, că în viața lui aceste schimbări, într-o formă sau alta, îl apropie din nou de tine. Da? Parcă caută aici totuși locul, momentul potrivit să te caute, să-ți scrie, să te sune, să-ți vorbească, dar parcă n-a avut curaj până acum să facă niciun pas. Da? Eu cred aici că ați avut clar de-a face cu această persoană care, poate unii dintre ei aici s-au centrat pe bunuri materiale sau au avut anumite interese și, dragii mei, văd aici că sunt tentați de niște lucruri pe care persoanele dinainte de dumneavoastră sau cele care au intervenit între amândoi i le-au promis. Da? Fie că e vorba de familia politică, fie că este vorba de cineva cu care această persoană trăiește, eu cred că, într-adevăr, acești oameni nu prea știu încotro să o ia și nu prea au ce să facă în momentul ăsta din punct de vedere alegere. Sunt prinși ca într-o capcană acolo unde sunt. Ceea ce mai văd e că parcă a trebuit să plece în altă parte. Nu știu de ce spun asta, dar simt aici un drum care omul ăsta l-a făcut forțat, obligat, sau a fost chemat de niște datori, de niște împrejurări. Poate că are o altă familie, dragii mei, sau nu a știut aici cum să facă lucrurile cu cineva din trecut. Nu e în stare să stea departe de acea situație, îi se pare că datorează la toată lumea lucru, ține cont de vorbele lumii, ține cont de niște bârfe aici, nu vrea să fie arătat cu mâna, îl vorbește neamul, aolo, cum ai plecat, ce ai făcut, și se îi se scoată ochii. Da? Deci cred că are această frică de a nu fi judecat, de a nu fi tras la răspundere, pentru că eu cred aici că pentru foarte mulți dintre acești oameni, dragii mei, această persoană te iubește încă sau te-a iubit întotdeauna, dar și-a dat seama că nu poate ajunge la înălțimea așteptărilor tale sau că foarte greu aici va putea să facă ceea ce i-ai cerut tu. Pentru alții să știți că există aici și ceva energii negative, probabil că cineva a încercat să-i oprească drumul către tine sau dragostea, i-a închis cumva inima înaintea ta. E clar că e o persoană din viața lui care a fost falsă, care avea probleme în trecutul său cu ea, sau cineva care nu vrea pur și simplu să-l vadă fericit, la modul, dacă n-ai fost cu mine, să nu fii nici cu aia sau cu cel de după mine. Eu cred că dumneavoastră ați văzut inima acestei persoane, care este foarte bună, deși poate uneori a părut că poartă o mască, și spun asta pentru că mulți aici v-ați pus toate speranțele, dragii mei, în această persoană. Ați vrut o casă, ați vrut o familie, ați vrut un copil, poate aici v-ați făcut niște gânduri de viitor, l-ați așteptat într-o formă sau alta să se mute sau să facă ceva mai solid între amândoi. Mai văd aici multă teamă, pentru că sentimente au existat, dragii mei, dar văd aici teama de a o lua de la început. Poate aici că cineva, și cred mai mult decât sigur că e persoana de care vorbim, are încă multe frici,
Căci arată, dragii mei, și în trecut niște relații și cu tine și cu alții din cauza la bani sau din cauza altor oameni care au avut o influență total negativă și nefastă asupra lui sau asupra ei. Deci a ținut foarte mult cont de alții, de gura lumii, de familia politică sau de el știe cu cine sau ea știe cu cine vorbește și se sfătuiește. Este foarte mult orgoliu în acest om, nu o să vă ascund asta, pentru că are aici multe de reparat, de refăcut. Trebuie să-și vindece niște traume din copilărie. Pentru că, dragii mei, acel bagaj negativ de emoții l-a adus, din păcate, și în spatele tău, da? Eu văd aici că în momentul în care tu nu te-ai mai apropiat, l-ai lăsat în urmă și ai arătat clar că nu vrei să mai stai cu această persoană, acest om s-a închis și el în el, parcă a plecat la distanță și așteaptă acolo să se transforme ceva în sensul pozitiv. Poate că are puțină speranță, dar văd că sentimente mai există și, dragii mei, văd aici că și unul și celălalt trebuie să vă echilibrați, trebuie să vă vindecați într-o formă sănătoasă, să nu vă mai grăbiți să luați decizii pripite sau să judecați această persoană, pentru că totul aici este de moment oprit, dar nu dărâmat definitiv, da? Eu simt aici că tu îi lipsești foarte tare, era obișnuit să-i se pună lumea la picioare, a crezut că indiferent cum va face lucrurile tu, îl vei înțelege și îl vei accepta și îi vei da dreptate și vei sta acolo lângă umbra sa, dar eu cred aici că a uitat că și tu ești o persoană din oase și carne care are nevoie de iubire, care are nevoie să nu mai treacă prin aceste frici de a pierde persoana dragă, așa cum de fiecare dată când voi vă certați sau nu se luau decizii împreună, tu te gândeai că vei rămâne din nou singur, că te va lăsa, că se va întoarce la altcineva și nu e o glumă, pentru că văd aici că pentru mulți aceste frici s-au adeverit, da? Deci în momentul în care nu mai era fericit sau așa, dintr-o dată se supăra, își lua jucăriile și pleca, sau văd pentru foarte mulți, dragii mei, venea pleca și tu te-ai săturat să nu știi ce face, unde stă, care e distanța, de ce nu vine, de ce nu sună, de ce nu explică și ce se întâmplă între voi. Ai simțit că mai sunt și alte persoane, ai simțit că ai primit această iubire cu pipeta, da? Cu picătura, drăguții mei, puțin câte puțin și v-ați săturat la propriu să ajungeți la depresie și la aceste lucruri pe care această persoană vi le-a adus. Unii v-ați simțit aici seduși, alții v-ați simțit manipulați. Dragii mei, e ca și cum vă ținea într-o groapă cu flori, dar această persoană, să știți că avea totuși sentimente, deși a fost foarte greu să înțeleagă că acum intervine justiția divină. Deci văd aici pentru foarte mulți că deși acest om nu a fost foarte corect cu tine de fiecare dată, tu l-ai tratat bine, l-ai iubit și eu cred acum că îi vine ziua de plată pentru faptele sale. Mai văd aici că micile minciuni sau micile lucruri care nu au funcționat, acum vor ieși toate la lumină, pentru că această persoană, dragii mei, ceea ce cel mai bun lucru care îl văd din etalarea asta e că e nevoit să accepte realitatea, e nevoit să fie sincer cu el. Nu va mai fi pierdut ca într-un labirint, va vedea cu adevărat scopul acestei iubiri. Văd aici că după toată această situație în care ați fost prea mulți, sau mai bine spus o relație prea aglomerată între familia politică sau alții care s-au băgat între tine și el, deci acea persoană care v-a despărțit sau acea persoană din cauza căreia ai plecat tu, eu cred că în acest moment această persoană realizează că merită mai mult și va face niște alegeri, da? Deci și tu și această persoană sunteți la o intersecție de drumuri, dragii mei, și aici se va decide, cum se spune, soarta relației între amândoi. Pentru că simt că se va lua acțiune, asta va fi în perioada următoare, în primul rând din partea acestui om, realizează că trebuie să mai lase un pic din orgoliu, din această putere pe care a încercat să o exercite în viața lui, pentru că, dragii mei, este victima propriei puteri, a propriei nebunii și a propriei dorințe, iertați-mă, de a conduce tot, de a face tot după placul său și iată că în viața asta, din păcate, trebuie să ții conști și de cei de lângă tine, pentru că nu trăiești singur într-un deșert și restul lumii nu contează. Dacă înainte nu-ți vedea lacrimile, nu-ți asculta cuvintele, nu-ți asculta ofurile, nu vroia să te ia în brațe atunci când tu aveai nevoie, acum viața îl obligă să vadă că dacă își dorește un viitor, dragii mei, și dacă vrea să se arunce cu capul înainte, să înceapă de la zero cu tine, sau tu îi dai acea șansă care poate niciodată nu te-ai gândit că o să o mai dai, da? Pentru că mulți aici sunteți deja supărat și nu mai vreți să vedeți pe nimeni niciodată. Eu cred aici că foarte mulți însă doriți să dați această șansă de a începe din nou ceva, de a face din nou ceva dacă acest om vă caută și vine cu sinceritate, doar că nu mai vreți duritate, nu mai vreți răceală, nu mai vreți reproșuri și nu mai vreți să suferiți așa cum ați făcut-o. Și atunci văd aici că și acest om realizează că dacă tu îi dai acea șansă, însă aveți mare grijă cu această șansă, la modul dați niște teste să nu fie din nou marea țeapă, drăguții mei. Deci aveți grijă dacă dați această șansă să fie o șansă în care dumneavoastră să fiți convinși că acest om, cel puțin din punct de vedere emoțional, face pentru dumneavoastră acelea sacrificii cum le faceți și dumneavoastră. Nu e ideea de a da ochi pentru ochi, ci este ideea de a primi, drăguților, acea energie pe care tu o dai, pentru că dacă nu, relația este disfuncțională și nu va dura
de niciun fel. Eu cred aici că pentru amândoi va fi un schimb de energie pozitiv. Cineva a deschis ochii aici, va face alegeri, îl va intriga într-o formă sau alta că tu ai stat pe loc și totuși ești acolo pentru nevoile sale. Va vedea cât de doamnă, cât de domn ai fost, faptul că ți-ai dat sufletul, faptul că ești încă acolo pe baricade, dar va înțelege că dacă vine înapoi, nu poate să mai vină ca prima oară, da? De data asta va trebui să cunoască drumul, iar dacă nu să-i dați această șansă și vreți să vă uitați în viitor împreună lângă această persoană, aveți mare grijă pe ce călcați și deschideți bine ochii și urechiușele la modul, înainte să faceți orice, consultați-vă cu inima, vedeți dacă această persoană are intenții sincere și părerea mea să-i verificați toate vorbele. Deci, așa cum am spus de fiecare dată, uitați-vă la fapt, uitați-vă la ce face, nu doar la ceea ce spune că face sau că o să facă. Deci, foarte important, da? Pentru că această barieră care a existat între voi, eu văd că se va ridica, dar, dragii mei, te-ai săturat să stai, să aștepți pe cineva care n-a făcut de la început lucrurile așa cum tu ai avut așteptări. Deci asta văd aici în energia acestui om, dragii mei, sunt vești bune, nu este chiar totul atât de rău. Haideți să vedem literele pentru astăzi, drăguților. Să alegem câteva litere. Cred că am scos prea multe. Așa, o să mai pun înapoi. Bun. Drăguții mei, avem litera K, avem litera W, avem litera O, avem litera I, avem litera K, avem litera V. Și cum se repetă, am să o pun pe cealaltă de aici, că vă care... Da, ok. Avem litera B, dragii mei. Avem litera U, litera P, litera E, litera M, litera Q, litera N și atât, dragii mei, că celelalte se repetă. Eu cred că au ieșit destul de multe, poate nu chiar toate care le-am așteptat, dar v-am zis, nu e un capăt de lume, este important că ies de fiecare dată alte litere. Dacă v-a plăcut etalarea, vă aștept cu like-uri, cu păreri, cu comentarii, cu tot ce drăzmeasă să-mi lăsați. Abonați-vă, cei care n-ați făcut-o, este gratis, mă ajutați foarte mult în munca mea. Și vă mulțumesc anticipat pentru toate eforturile care le faceți aici pentru mine și comentarii și faptul că vă luați din timpul dumneavoastră. Apăsați și pe clopoțel ca să primiți în timp util acele publicații și acele videouri pe care eu le trimit de fiecare dată. Și drăguții mei, cei care vor etalări, au telefonul, e-mail-ul, oricând vor, pentru ceea ce îi interesează în mod particular. Sper că v-a plăcut, dacă da, mă bucur, ne revedem cu drag data viitoare, nu uitați că vă iubesc mult de tot și vă pup cu drag! Pa, pa!